Am venit, maicuță, să te mai vedem, să spunem necazul care mai avem. Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași continuă să ajute așezările monahale din Episcopia de Bălți. Cu binecuvântarea preasfințitului Antonie, episcopul de Bălți, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a ajuns luni 1 iulie 2024 la mănăstirea cu hramurile Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Kirilovka din raionul Florești. În acest așezământ monahal se întreprind în prezent mai multe lucrări de reabilitare și de înfrumusețare cu sprijinul mănăstirii Hadâmbu prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță. Copia icoane făcătoare de minuni, care este scut de apărare acestui sfânt așezământ și cu siguranță viitoare oști. Așa am început eu viața de mănăstire, eu am fost singurel de altfel. Aici este o altă rânduială, observ că Maica Domnului rândi ca doi verișori să înceapă viața de obște. Părintele Pahomie fiind duhovnicul mănăstirii și Maica Maria, viitoarea și actuala stareță acestei mănăstiri, Kirilovka. Vin cu mare drag, de multe ori spun deseori, și cu mare drag vin, dar cu mâhnire sufletească vă pot spune că această mănăstire are o mare nevoie de sprijinul, ajutorul lui Dumnezeu și al nostru a tuturor. Vedem bine că deja a început o frumoasă rânduială, slujbe, Sfânta Liturghie, până Dumnezeu va rândui ca aici să vină obște de maici, care Maica Domnului să le blagoslovească pace spre această mănăstire, ca să se înceapă o frumoasă viață de obște și cu multă rânduială, cum se fac de altfel în Sfintele noastre mănăstiri. Maica Domnului să rânduiască și să trimită oameni cu suflet mare, să sprijine această mănăstire care are o mare nevoie de sprijinul ajutorul dumneavoastră, iubiți credincioși, ori de unde veți fi, cât din România, cât din Basarabia, cât din Moldova. Ori de unde v-a blagosit Maica Domnului în Paște, mare plată veți avea de la Dumnezeu dacă veți ajuta acest sfânt așezământ monahal. Părinte Pahomie, Maica Maria, rămâne doar să ne rugăm lui Dumnezeu. Aveți comora din biserică care v-am dorit-o din suflet, copii, icoane făcătoare, lângă unii cu credință. Cred cu adevărat că o să trimită Maicuța Domnului, că deja văd multe schimbări. Pe zi ce trece, tot văd schimbări noi. Așa că, prea curata Maica Dumnezeu să vă dea spor și ajutor în continuare. Fiți sănătoși. Exact așa curaj, deoarece cam știți la momentul de față cum stau lucrurile. Într-adevăr, și este tot este greu, dar mult înseamnă atunci când vine cineva și îți spune un cuvânt de sprijin, un punct, un stâlp, un pilon. Deoarece aș vrea să spun că nu este greu în mănăstire, dacă cu adevărat faci pasul, dai cuvântul lui Dumnezeu, arată votul călugăriei, de că într-adevăr a dat cuvântul față lui Dumnezeu și ai pășit, adică acest prag, adică mai spragul mănăstirii și cu adevărat dacă ce-i milă, așa ajutorul bunul Dumnezeu, Dumnezeu se rânduiește oricum. Nu te lasă, cum Sfinția voastră așa ați spus, dar nu că nu te lasă, dar însuși este un ajutor susținere prin care nu fiecare o simt, aș vrea să spun. Prin stare nu te iubește mult, te iubește o rugăciune din suflet spusă, din inimă, cu adevărat să cei de la Dumnezeu ceea ce dorești și Dumnezeu îți ajută. Lucrul se vede, într-adevăr, la moment, cum Sfinția voastră ați spus, se vede pe față, deoarece eu, majoritatea momentul, cazul, când este mai greu, să fie în voia ta, Doamne, cum binecuvântez. Fiindcă, iarăși, nu este voia mea, deoarece Dumnezeu îi rândește pentru noi tot, adică parcursul vieții noastre. Dar atât mai mult înseamnă, fiindcă când vine cineva, adică din altă parte, cum Sfinția voastră ați făcut pasul, primul pași, primii pași care s-au făcut, adică mănăstirea noastră, adică cel curaj, adică acea neață cu un fel de stăturnicie, încurajare și știți când vince, adică și îți dă un sfat, Părinte, nădejde Dumnezeu și Dumnezeu să ajute. Și vedeți, Părinte, lucrurile sunt foarte mari, are Dumnezeu tainice, că nu fie că le înțeleg. Eu din partea mea aș vrea să spun, toată lumea poate să înțeleg lucrurile clar, că într-adevăr Dumnezeu există și El lucrează pe noi, cu adevărat că noi cerem milă și ajutorul Lui.
Dumnezeu să ne ajute mai departe. Mulțumim din suflet pentru stareț. Vă mulțumim din suflet. Uite, cu el, așa să spun, sufletește din tot sufletul. A, suntem bucuroși că ați venit la noi. Și oricând veți veni, nu importă, permanent este deschis, că nici nu avem. Poate într-o zi spun așa într-o glumă, dar drumul este la super. Dar mulțumim pentru stareț din suflet și veniți oricând la noi. A trecut măicuță, zile, zile și cu dorul în suflet. Piatra de temelie a Bisericii Mănăstirii Chirilovca a fost pusă după unele mărturii în anul 1925. Până în 1940, anul ocupației sovietice, s-a reușit ridicarea pereților bisericii până la centura de sus. În toamna anului 2019 a revenit în Mitropolia Basarabiei. Preasfințitul Antonie a oficiat pentru prima dată Sfânta Liturghie la Mănăstirea Chirilovca pe 4 mai 2021, în cea de-a treia zi de Paști. În prezent, stareța așezării monahale este rasofora Maria Popa. La mănăstirea Mărândeni, raionul Făleș, ce aparține de Episcopia de Bălți, a fost săpată vineri 28 iunie 2024 o nouă fântână prin contribuția mănăstirii Hadâmbu. Părintele stareț Nicodim Gheorghiță a încredințat coordonarea acestor lucrări părintelui Nicolae Tverdostup de la parohia Romanovca, protopopiatul Ungheni, ce aparține de Arhiepiscopia Chișinăului. Lucrarea a presupus montarea a 18 tuburi, 4 dintre acestea fiind pline cu apă. Fântâna va fi sfințită în perioada următoare după ce lucrările de amenajare vor fi încheiate.